Vestea dimineții despre Mircea Diaconu. Florin Tirsic a făcut anunțul despre marele actor al României. Florin Tirsic a făcut dezvăluiri despre prietenia lui cu Mircea Diaconu. Cunoscutul actor a vorbit aproape o oră la Brașov, la festivalul de film cine mai iubit. La 87 de ani, maestrul este mai în formă ca oricând. Acesta a glumit și a spus povești în fața spectatorilor brașoveni care au venit la cinema Astra să vizioneze filmul Harap Alb, în care a jucat în tinerețe. Vedeta și-a prezentat colegii cu mult umor, așa cum îi de bine. De asemenea, Florin Piersic a spus și de ce nu vrea să-și lase barbă. Maestrul a fost foarte emoționat să se afle la festivalul de film Cine Mai Iubit. Adevărul e că termin greu și încep ușor. Sunt emoționat pentru faptul că mă aflu aici datorită acestor oameni minunați, pot să spun. Îmi place cuvântul acesta pentru că eu sunt îndrăgostit de basme, de povești. Și în cartea pe care am scris-o, care se cheamă Viața este o poveste. Sunt povești, a precizat Florin Piersic. Actorul și-a prezentat colegii în stilul lui caracteristic. Pe Mircea Diaconul a prezentat ca fiind un ciufut atunci când l-a cunoscut. Chiar dacă are 87 de ani, Piersic și-a păstrat șarmul din tinerețe. Avem un actor minunat aici, cu care am fost și partener pe care îl iubesc cu toate că era destul de ciufut, așa când l-am cunoscut eu, dar era preocupat de ceea ce filma. Am jucat împreună într-un film împreună al lui Mircea Drăgan care se numea Cuibul salamandrelor. Ăsta e excepționalul actor și prieten, Mircea Diaconu, a fost prezentarea făcută de Florin Piersic.